găsit, doamnelor și domnilor, la ediția emisiunii de astăzi, Dialog Social. Ne aflăm în comuna Drăguțești, realizăm un interviu cu domnul viceprimar cu atribuție de primar, domnul Dumitru Ion Popescu. Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua, bine ați venit! Spuneți-ne la ce se lucrează în această perioadă în comuna Drăguțești. Am văzut că, în primul rând, ați pus un mare accent pe curățenie. Am pus un mare accent pe curățenie, ecologizarea comunei. Suntem pe drumul european. În al doilea rând, vrem să continuăm proiecte de asfaltare. În primul rând, în satul Urechești vor continua proiectele de asfaltare, începând de la calea ferată până la biserică centru, inclusiv un drum în stânga, de care deja ne-am apucat, va fi un drum care va fi asfaltat. La strada principală pe drumul european, de la Iași înspre Drăguțești, în termen de 2 săptămâni, să zic, se va da drumul la canalizare. Vom avea canalizare cu apă pe drumul principal. Iași. Rezolvați întâi problemele legate de infrastructură, asfaltare? În primul rând, trebuie să rezolvăm aceste probleme. Avem nevoie să rezolvăm problemele respective. În decurs de câteva luni, avem centru de permanență, vrem să dăm drumul la centru de permanență, oamenii să simtă că trăiesc în anul 2016. Suntem o țară europeană, să simțim că suntem europeni. Școlile, vom zugrăvi școala pe timpul verii, școala generală din Drăguțești, reabilitarea școlilor, grupurilor sanitare din școli. În mare parte vom merge sălile de sport, sala de sport, vom zugrăvi sala de sport pe interior. Sportul se face în curățenie, sport înseamnă sănătate. Tot în Urechești avem câteva subtraversări, poduri, podețe, sunt în lucru. O să demarăm lucrările și acolo. În general, în Drăguțești, deja vreau să spun că a început o lucrare pentru canalizare. Strada principală Cârbești-Drăguțești, vom avea canalizare, au început lucrările. Vorbeați în primul rând de asfaltări. Când ar urma să se finalizeze? Până la sfârșitul anului sau aveți asfaltări care vor continua și în 2017? Nu. Până la sfârșitul anului vom asfalta. Avem un proiect să asfaltăm toate ulițele comunei Drăguțești, toate ulițele și toate drumurile. Nu vrem să mai existe în comuna Drăguțești drum fără asfalt. Se introduce rețeaua de canalizare. În restul satelor, care este situația? În restul satelor trebuie să facem proiecte. Nu sunt proiecte, trebuie să mergem pe proiecte. Știm foarte bine, făcând un proiect, încercăm să mergem pe fonduri europene, să atragem ceva fonduri europene. Fondurile europene nu se atrag foarte repede și foarte curând. Demarăm procesul pentru atragerea fondurilor europene, să putem să facem ceva pentru comunitatea noastră. Până acum s-au atras fonduri europene la primăria comunei Drăguțești? Nu știu, aveți un specialist care se ocupe de așa ceva? Nu avem specialistul. Vreau să spun că s-au atras fonduri guvernamentale, dar fonduri europene nu. Au atras fonduri europene anumiți cetățeni. În primăria Drăguțești vom pune un spațiu la dispoziția unor specialiști care să învețe oamenii cum să-și atragă fonduri europene. Săptămânile următoare deja purtăm discuții cu oameni să vină să învețe cetățenii din comuna Drăguțești cum să atragă fondurile europene. Da, oamenii poate ar vrea să-și deschidă, eu știu, o mică afacere, să-și facă o fermă, stupi, ceva pe fonduri europene, dar dacă nu știu ce și cum... Deci, exact cum vorbeam acum câteva luni despre investitorii care vor veni în comuna Drăguțești, repet, investitorii din comuna Drăguțești vor fi tinerii noștri, oamenii din comună. Nu vreau să așteptăm investitori din țările calde. Vreau să vină tinerii din comuna noastră să învățăm cum să atragă fonduri. Cu fondurile respective vor investi în comună. Aceștia sunt investitorii din comuna noastră. Cel mai probabil populația comunei Drăguțești este una îmbătrânită. Tinerii au plecat la muncă în străinătate, sunt deși aproape de Târgu Jiu. Vreau să spun că nu este îmbătrânită. Avem tineri cu forțe de muncă, sunt plecați în străinătate, încercăm să-i aducem înapoi. Dorința cea mai mare este să nu mai dăm copii la e-sport. Vreau copiii care lucrează în afară să întoarcă la părinții și la bunicilor. În primul și în primul rând vreau să-i aducem acasă. Să-i aducem acasă trebuie să le oferim ceva. Eu zic că tinerii care au rămas în comuna Drăguțești, care vor să demareze și o să demareze lucrări și proiecte, o să-i atragă și pe cei care au plecat în afară. Numai așa putem să îi facem pe tineri să vină înapoi acasă. Aveți o sală de sport foarte frumoasă. Activitatea sportivă care ar fi la nivelul comunei? Cu diferite ocazii se joacă fotbal. Dar vrem și dorința mea este să aduc profesori care să învețe copiii anumite ramuri din sport.
Vom merge pe ramuri din sport, de la box, lupte, judo, handball, volei, avem cele mai frumoase coșuri de basket. Vreau să iau legătura cu profesori de basket, măcar de două ori pe săptămână să vină în sala noastră de la Drăgusești să practice sport. Ar trebui reabilitate pe interior? Ce ar trebui să faceți? Nu trebuie reabilitate, trebuie schimbate câteva scaune, trebuie zugrăvit, nu reabilitare, doar puțin înfrumusețare. Activitatea culturală la nivelul comunei, ce sărbători aveți? Sărbători doar hramurile satelor. Pe viitor vreau să merg în Consiliul Local, să le propun colegilor mei să facem zilele comunei Drăgusești, să votăm pentru zilele comunei Drăgusești. Vreau să promovăm un târg de vite, un târg pentru animale, unde să aducem toți crescătorii de animale să poată să-și vândă produsele. Un târg săptămânal? Un târg săptămânal. Aveți spațiu, aveți teren? Teren avem. Teren avem, numai că trebuie să-l punem la dispoziție. Este teren suficient. Sărbătoarea și terenul respectiv, eu zic că trebuie să mergem în satul Tâlvești. În satul Tâlvești trebuie să organizăm acest târg săptămânal. Este o zonă foarte frumoasă. Zile comune stabilim. Zile comune stabilim împreună cu colegii. O să stabilim unde vom găsi acest punct. Ne trebuie un spațiu foarte mare, vreau să fie cea mai frumoasă sărbătoare din județul nostru. Ce vreți să schimbați, domnule primar, la imaginea primăriei? Sunteți mulțumit? Există transparență? Eu sunt mulțumit de colegii mei, vreau să mai angajăm câțiva colegi. Nu fac oamenii față la debitul de muncă care este aici. Pe agricol vrem să mai aducem un om, un jurist, un contabil șef. Vrem să venim cu personal calificat să vină în ajutorul nostru și al comunității. Colegii și angajații primăriei sunt oameni care muncesc. Sunt oameni cu bunul simț. Sunt foarte multe lucruri de rezolvat. Probabil încet, încet, în timp le veți face pe toate. Nu puteți toate până la sfârșitul anului. Eu îmi doresc ca timpul să fie cât de scurt. Nu vreau să lăsăm de la un an la altul. Inclusiv cetățenii care vin în această instituție, vreau să fie respectați. Le-am impus angajaților să respecte cetățeanul. Suntem plătiți din banii oamenilor. Atâta timp cât suntem plătiți din banii oamenilor, trebuie să respectăm oamenii. Probleme pe agricol, fond funciar? Sunt probleme de ani de zile. Am discutat, trebuie să cumpărăm un GPS, un aparat cu care trebuie să mergem pe teren, să punem oamenii, să le dăm oamenilor titlurile de proprietate, să-i punem în posesie. Pe viitor sunt foarte multe de făcut, dar eu zic că în timpul acesta pe care o să-l petrec în această instituție, să rămână ceva în urma mea. Vreau să le aduc oamenilor bunăstarea și liniștea. Nu vreau să existe stres, vrem să lucrăm în armonie, dar vreau să facă treabă. Câte unități de învățământ aveți în cele 5 state componente? Deci avem 4 școli. Da, avem o școală generală foarte frumoasă, vreau să laud încă o dată personalul care lucrează, învățătorii, profesorii, avem cadre calificate, copii care merg la olimpiade, după cum știm, au scos și un calificativ foarte bun la aceste testări, la evaluarea națională, copii foarte buni, vreau să-i felicit pe această cale, mă mândresc cu ei, fac parte din comunitatea noastră, vrem să ajungă oameni mari și le doresc tot binele din lume. Ce ar trebui să faceți în vacanța de vară la școli? Probabil mici igienizări? Igienizări, vrem să vopsim școala generală, vrem să dăm drumul la centrală, avem o centrală pe gaze, o să punem în funcțiune. Nu vrem să mai facem foc în fiecare clasă. Deci centrală pe gaze, o să-i dăm drumul și o să ne folosim de această centrală. Cămin cultural? Căminul cultural, o să-i deschidem ușile. La Căminul Cultural deja am vorbit cu o doamnă, am mai vorbit cu un domn profesor de dansuri. O să aducem copii să învețe dansuri populare, vrem să mergem la concurs între comune. O să port discuții cu colegii din alte comune, să facem un festival al comunelor, un concurs între comune. Vreau Comuna Drăgusești să ajungă pe primul loc. Suntem la jumătate, dar eu vreau Comuna Drăgusești să fie prima, pe primul loc. La cultură și la sport. Infrastructură, vreau să se vorbească numai de bine de comuna noastră. Și o istorie foarte interesantă a comunei Drăguțești și dacă ați putea să o mediatizați, să o valorificați? Această întrebare. În spatele meu este o construcție, casa domnului Tătărescu, a fost cedată
a fost cedată de rudele dânsului, bineînțeles, pe o sumă modică, suma s-a întors tot ca un ajutor pentru comuna noastră, vreau să le mulțumim. Vreau ca în această zonă să îi punem și numele dânsului. Măcar o statuie mică unde putem să zicem și să amintim numele dânsului. Este o comună frumoasă, o comună cu oameni frumoși. Vrem să facem un muzeu al satului. Vreau să mă țin de treaba asta, unde copiii, părinții noștri să vină cu un aport al istoriei, să vină să ne spună, uite, aici a fost cu tare lucru. Avem un monument al eroilor la Iași. Momentan este părăsit. Ca proiect pe viitor o să-l scoatem în evidență și respectivul monument. Sunt oameni care au murit pentru țara noastră, oameni cărora le-au rămas numele doar pe o piatră. Piatra respectivă vreau să le scoată numele în evidență și să vorbim de ei. De ziua eroilor vreau să mergem cu o coroană în fața monumentului. În acest muzeu probabil oamenii vor aduce obiecte foarte vechi. Vreau să spun că o parte din obiectele vechi le am eu acasă. Sunt un iubitor de artă, un mic colecționar, am foarte multe lucruri vechi pe care o să le donez acestui muzeu. În decurs de câteva luni o să întreprindem o măsură de a vedea ce ne trebuie să deschidem muzeul satului. Avem nevoie de muzeul satului. Nu vreau să ne pierdem în timp. Atâta timp cât avem istorie, o să vorbească lumea de noi. Un om fără istorie este un om fără nume. O comună fără istorie este o comună fără nume. Mulțumim mult pentru toate aceste amănunte. Multă baftă în continuare. Probabil urmează ședința de Consiliul Local în care se aprobație proiectele. Vin și consilierii locali cu diverse probleme. Vreau să le mulțumesc consilierilor locali. Sunt oameni cu suflet, oameni cu carte. Sunt oameni care vor binele comunei. Deci chiar vin cu proiecte și aceste proiecte vrem să le derulăm. Nu sunt contradicții în Consiliul Local. Deci pe această cale le mulțumesc și lor. Oameni cu bun simț și cu suflet mare. Mulțumim mult încă o dată, multă baftă pe viitor. Vă mulțumesc și eu. Punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii Dialog Social în Comuna Drăguțești. Ați urmărit un interviu cu domnul viceprimar cu atribuții de primar Dumitru Ion Popescu. Eu sunt Daniela Gapșa, vă mulțumesc pentru atenție.